Ionuț Budișteanu, românul de 19 ani, care a câștigat medalia de aur și un premiu de 75.000 de dolari la un concurs de inventică din Statele Unite, a fost invitatul lui Mihai Gâdea la Sinteza Zilei. Ionuț este bursier al Fundației Dan Voiculescu și a participat la concurs cu cea mai nouă invenție a sa, o mașină care se conduce singură. Ionuț a câștigat marele premiu cu un proiect incredibil, care constă într-o mașină cu radar 3D, ce se conduce singură, special concepută pentru oamenii orbi. Tânărul român a reușit să depășească peste 3.000 de participanți din toată lumea și a adus astfel medalia de aur în Europa după mai bine de 20 de ani. Întotdeauna eu am încercat să mă autodepășesc, participând la concursul județene naționale, întotdeauna încercam să mă autodepășesc, întotdeauna în lucrările și chiar de la concursul internațional încercam din ce în ce mai grea, o lucrare din ce în ce mai grea, din ce în ce mai grea. Și am ajuns la un nivel în care am reușit să-i depășesc pe toți ceilalți și încerc ca în viitor să mă autodepășesc în continuare. Tânărul speră acum că performanțele sale îl vor ajuta să schimbe lumea, dar mai ales țara în care trăiește și pe care nu vrea să o părăsească. Rolul meu este să fiu în spatele calculatorului și nu în față. Rolul meu este să creez invenții, să realizez, să pun anumite cărămizi în domeniul de inteligență artificială, în domeniul de informatică și rolul meu este să devin un profesor universitar, pentru că cei ce schimbă lumea nu sunt programatorii, nu sunt companiile, nu este Facebook, nu este Google, ci acei profesori universitari care fac cercetare și au schimbat totul. Patriotismul pe care Ionuț l-a demonstrat în momentul decernării Marelui Premiu, atunci când a ridicat steagul României alături de medalia de aur, l-a determinat pe Mihai Gâdea să-i facă tânărului o invitație specială. Noi vom intra în cartea recordurilor cu cel mai mare drapel din lume. Și m-aș bucura foarte mult ca în seara respectivă să fii la emisiune alături de alții care au obținut performanțe extraordinare și m-aș bucura din suflet ca din nou pe 1 decembrie de aici și cât om trăi noi să petrecem ziua națională a României împreună. Ionuț Budișteanu este de 5 ani bursier al Fundației Dan Voiculescu și membru al Clubului de Excelență al Fundației.